Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Mai țineți minte sau nu, asta nu are prea multă importanță. Acum vreo 2 ani am făcut un video folosind o extensie de pe Google Chrome. O extensie în care am putut să văd ce caută oamenii pe internet. Așa că astăzi am văzut, mă rog, zilele trecute am văzut chestia asta că putem vedea ce caută lumea pe Google, așa că zicem ce caută lumea pe Google, căci chiar îți ce dracu caută românii pe Google, dacă găsesc România totuși, că parte... România! Trezește-te! Hai să vedem tot ce se caută toată lumea asta în afară. Recomandat Guvin 19. Sedințe Hai mai multe căutări. Văd că am două taburi deschise. Uh, stai, mai da pe USA. Dă-mă pe români. Aoleu, m-au zăpățit ăștia cu americanilor. Am dat mai, din, mai din ori pe România și nu-mi dă. Oh, ce caută românii zilele astea. Deci, Vlad Dediu, liderul studenților mâine a murit, a, o tragedie, am înțeles. Horoscop, că de ce nu? Românilor le trebuie horoscop. Deci, ca un mic paradox, ă, știu că la ora de religie îmi zicea că să crezi în horoscop e un păcat. Și vezi oameni credincioși care și în horoscop, deci ca să-ți dai seama ce lume trăim. Bine, oricum, din partea mea, dacă ei crezi în horoscop și asta, n-ai decât să crezi că toate bazacorile, cum e după ce vorbi. Nu este sănătății ce înțeleg. Dinamo Poliaș pentru că fotbal, ăsta să înțeleg că e fotbal. Ventus, Brooklyn Beckham. Este în urmea fericirii, fiul său Brooklyn. S-a însurat fiul lui David Beckham, am înțeles. Barcelona, Craiova, FCSB, rapid. deci s-a fost zi de fotbal, să înțeleg. E mai jos ce mai avem. Real Madrid, Cine? Alina Bianca. Doi tineri fugari celebrei României. Ok, deci de ăștia care fugit de pușcări sau ce-or fi? Viitorul... 5-0? Ia uite ce le-a dat-o. Agia Sofia. Nu știu asta. Old Guard. Repartizare licee. 10 iulie. Deci oamenii pe 10 iulie, iulie a căutat 10 iulie. Ce tare. Andreea Esca. Fica Andreea Esca cu nervi întinși. Săraca Andreea Esca ce păcește cu fisa. Ia, Armitele și au două de căutări. Da, când e ceva interes național, caută lumea. Le Monde. ce mai fi și aia? Tom Hanks, Dennis Mann. Hm. Deci văd că... Mai mult de 20 de... Ce 20? de căutări într-o zi nu prea strâng multe chestii. Excepție na. Când au pus românii la pariuri la fotbal și... Ceva ce... Na, pe ăștia tineri e interesat. Uh, hai să ce mai avem pe aici să dau o dată înapoi. Nu mai erau parcă niște chestii de puteam să văd. Google Trends. Protez și LGBTQ nu mă interesează. Să pe căutările bani Și au căutat uh, românii în fiecare an. Mai filmează, filmează, bun. Deci au căutat românii. E mag Black Friday. Da, înțeleg. Uh, pentru că, na, și eu mai cumpăr chestii fix de Black Friday că mai ieftine cu 10 lei. Ca să răchie ce știu ce, bă, credeți că dacă youtuber, se... youtuber e mult spus în cazul meu, credeți că se fac bani din YouTube? Și am mai căutat, de ce îmi bag Black Friday? Răzvan Ciobanu, ăsta parcă era un de la designer de modă care a murit, nu? Toată mea, aoleu, a murit ăsta, nu știu ce, nu înțeleg de ce, dracule, când moare cineva, trebuie să se facă mare tam-tam. A, ah, a murit cu tare, cum conspirației, bă, lasă-o, las să o și face poliția ancheta, nu trebuie să facă toată lumea rating pe seama unei tragedii. Înțeleg, faci pe seama unui pedofil, că se dă de gol, faci pe seama unui gunoi de om, că se pișe pe steagul României. Dar nu faci pe seama unei tragedii. Adică vă zic sincer, dacă, de exemplu, ce-a pățit colo, dacă din cauza că, nu știu, era condamnat, s-ar fi sinucit și o ștergeam sau puneam pe prim... Dar le ștergeam direct, ștergeam dracu' clipurile cu el, că nu voiam să fac cifre pe seama unei tragedii. Pe seama unei prostii, a uneia poți să faci rating, nu e problemă. Dar pe o tragedie, nu prea e bine să faci uh, rating, înțelegeți? About You, astea erau niște reclame de căcat cu magazin de modă. Acum, anul trecut era About You. Și cred că se aud căruțele. Anul ăsta e... Vagabond Studio ce mi să ție haine de acolo, ce mi să ție haine de la un orolac după stradă. Să diferență e că sunt un pic mai curate al din magazin și atât de parcă nu le-au probat 50 de inși înainte cu burta lipită la spate și dați cu 15 tone de spray. Rezultate alegeri parlamentare. Am un boi, nu știu asta. Rezultate alegeri prezidențiale. Da, românii responsabili. Vremea în București, pentru că, na, trebuie să știi cum e vremea. E timpul să te dai capul de pământ iPhone 11, pentru că asta ne interesează pe români, iPhone 11, îi plouă în casă, dar așa cel mai scump telefon. Marcel Toader. A, bă, din numele ăsta, e ceva monden, ce dracu fi și România, Suedia, probabil că au pus oamenii la pariuri. Ce mai avem pe ei? Smartphone-uri. Ce smartphone-uri caută românii? iPhone 11, Samsung-uri, Huawei, iPhone 11 Pro, Samsung A70, A50, am înțeles. Aquaman, Green Book, John Wick, de asta am auzit. Bohemian Rhapsody, asta era melodie. Uh, Burbox am auzit, Captain Marvel, oh, Ramona, asta sună ceva latinesc sau okay, chiar românesc. Uh, Avengers și Aquaman. Da, românii caută filme. Bă, da, nimic porno românii pornachi pe aici. Versuri, yeah. Prohodul, că trebuie să știe lumea prohodul. Tones and I, Dance Monkey. Asta parcă era o melodie, nu? Adică da, zice versul, e ceva o melodie. Era una cu niște bătrâni la golf. Cine știe. Five Gang Sos, pentru că da, deci ca să o faceți de cât de populari, cât de mare este numărul de, cât de mare procentul de oameni mici, de copii care folosesc internetul, de, e în top aici, Five Gen Sos. nu, Mira, străzile din, Bu A, străzi din București. Oh, mi sună bine, dar nu prea rimează, prea are așa hm, rimă ca lumea, refrenul sincer. Da, da, ritmul așa da, dar mai trebuie să lucre, trebuia să mai lucrezi un pic la versuri. Bine, zic eu care ascult numai muzică de aia de satanici care urlă toată ziua și dau cu chitara de pământ. Ce? Ce mă? Să folosească rockerii autotun? Ca tot, ro ca tot omul? Nu mă, ei urlă direct pe scenă cât îi țin plămânii. Luna albă. Păi mai este și altă lună. The Mountains. A, ăștia parcă-s basarabeni. Pedro Cap. Da, mă mir, românii caută multe în de în spaniol, deși ei nu înțeleg ce cântă aia. Chiar dacă românia ai limbă de origine latină ca și spaniola, vă zic eu că poate și tu, cel care te uiți, asculti muzica da, de asta în spaniol sau în portugheză și nu înțelegi ce cântă acolo. Îți place că e ritm de la mai bumții bum ca, ca de banele ceva de genul. Da, culmea, caută românii muzică în engleză și în uh, spaniolă și evident în română, dar în rusă nu caută. n au românul de harbat, știe ruba de reghe sau cum se cheamă asta în latinească. Nu fi ceva un ungurească totuși. Iana Steca, bag un cred că cea mai populară melodie printre, cum să zic, melodie nu chiar comercială, gen de -aia de radio. Nu știu dacă dădea. Hai bă, la radio dă trap? Parcă de, de aia cu Panamera, că era modată la o policlică și auzeam la radio, nu știu ce, Radio 21, parcă și... Nu, Radio 21, că nu mai există, mă rog. Și vreau să-mi iau Panamera, parca, Dar până nu prea am auzit trap pe la radio. Era baș. Dar da, a ascultat lumea la bag un blan, că erau oameni pe care știa că ascultă doar manele și au început să asculte trap de la melodia asta. Da, acum cum era perioada în care cocalarea ascultau dubstep, acum o dau și eu un pic pe trap. Că mai văd copii de ăștia care merg cu boxa. Ei deja mergeau cu boxa cu banele, acum băga băgat boxa cu trap, că sună mai wow. Aia încearcă trepării să fie un fel de cum era UG Mafia în 90-2000. Da, evident nu le iese. Gaudeanus. Ca să și e drag cu ăsta Gaudeamus Sper că nu greșesc acum. Ceva cântec în latină. E, a vrut toată să ne pună Dirigu să ne, ca să ne motiveze niște absențe. Când eram a 12 cam așa în gura lui Dirigu. E punea să învățăm Gaudeanu să cântăm. La final de an. Și versurile și ceva de genul. O, oh, glorie școlii, glorie profesorului. De elev nu zice nimic. ai dracu de DJ Project. Ăștia sunt parcă. Cum să se ia de Ce tutoriale caută românii? Cum se calculează aria cercului? Săracii elevi. Stai mă, area asta cu area Cercului a dat-o parcă reporterul Dăncilă. Respectele mele reporterului sau reporteriței care o întrebase pe Dăncilă, care are area Cercului? Cum se manifestă gripa? Că erau românii gripați. ați că acolo Să cum se manifestă Covid-19. Cum se votează? Că nu știe românul să voteze. Cum se calculează media? Săracii copii. Cum se fac curzicile? Cum se fac, cum se fac curzicile? E un petic de pământ. Lași în curte. Vezi cum cresc ursicile acolo. Cum se schimbă ora? Din te știu se schimbă automat ora. Poate au românit telefon de la vechi. Cum se face socata? Cum să slăbești? Da. În cazul murtului trebuie tutorial de genul. Inclusiv în cazul meu la ce burtă de bere am. Cum se face coliva? De vor, ea că România la câte ani? Bine către camioane. Cum ziceam, oricum în cazul românilor sunt foarte multe decese. Adică la mine în sat aici, pe coată la o lună sunt 3, 4, 5 decese. Deci colivă mănânc tot timpul. Anul trecut de ziua mea când am făcut 20 de ani, am mâncat colivă la micul dejun de ziua mea. A fost genial, i-am zis cuiva asta face. Stai, nu ți-a făcut un Mike Tator? Bă, nu mi-a făcut colivă, mai că mi-a primit-o. Dar a fost genial. Am zis o dată că aș vrea să mănânc colivă de ziua mea. S-a întâmplat. Așa că, cum, zice, cum zicea Daniel Bryan. If you fight for your dreams, your dreams will fight for you. Așa că, vrei ceva? Dorești, ai un vis? Luptă pentru el, că și visul a va lupta pentru tine. Și cum se face mămăliga? Mă, la e apăsare, nu? Ce că mai căută lumea? Rețete, pancakes, chiar nu mai interesează rețete, diete, Caută românii diete și evenimente sportive, fotbal. WrestleMania n-a căutat niciunul. Păi ce să caute? Hai sunt curios dacă au căutat americanii WrestleMania. Statele Unite, Statele Unite. Au căutat americanii oare... Iete, movies, uite, au căutat și actori, au căutat mai multe. Baby Yoda, Baby Shark, ia uzi. Mai multe căutări americani, deci se că românii folosesc Google-ul. da nimic porno pe aici, TV shows. Multe chestii. Yes, ok. Pelicule. Ba da Searches, Disney Plus. Aute, mă, uraganul Dorian. Doriane, ești un uragan, să înțeleg. Atleți, actori, actor, e yeah. Un wrestler? No. Fashion, diete, outfit, mă... Archelii, sevici, -a dat nicio rocăreală pe aici? Niciuna, bă. Cum vezi? Să vedem. Nu-i vreo Resolvenia pe aici? Bun. nu bon caută americanii Resolvenia, bă, În fine, hai să vedem ce Hai să dăm pe 2018 ce au mai căutat românii. România 2018 ce au mai căutat. Rezultate BAC, bineînțeles, evaluare, EMAG, campionatul mondial, Simona Halep, calendar ortodos, picnic cuvânt. Aoleu, mizeria aia de joc, picnic cuvânt, Vânt, Fira el de joc? Ca că nu știți, e un joc de la gen cum era la Pix Wars prin 2017 de Toată lumea îl juca de, și profesorii jucau, se ceau copiii la profesori ca să mai tragă de timp la ore. Mizeria de joc și acum e picnic cuvântul ăla. Mă rog, era de mă... Deci sunt sigur că mamele voastre vorbeau între ele cum să rezolve la picnic cuvânt acolo. Uite, Panamera vorbea mai devreme, parcă. Polșeri. Deja, deja. Mai nume. diete, autorul diete. Ce este Bitcoin, ce este curentul electric, ce este pe 24 ianuarie? Ce este monoglobulina ce este peste formularul 600, ce este orgasmul? Am mai întrebat Vax, la Vax Populi ce e orgasmul, dacă țineți minte. Ce nu se travax Vax Populi recomand, da? Nu știu românici. Bine, vă zic eu, hai la diete sunt femei aici. La versuri, da. Ar fi oameni mari. Dar cum a topat pasta cu ce este orgasmul clar, scopii. Cum de mai erau în spate cu versuri Five Gang. Dai să ne căutăm și pe noi. O video 666. Dacă că au căutat România video 666. Termen de căutare. Nici se încarcă. Nimic, nimic, nimic. Am înțeles. Nivelul interes de-a lungul unei perioade. Hm. Pentru căutarea voastră nu există suficiente date de afișat aici. Am înțeles, lumea nu mă caută. Hai să punem atunci canalul ASC. Nici așa n-a căutat. Nimic. Uh, ce youtuber a mai colaborat? Pătă. Ia. Te-au căutat unii tăpătă. Da, sunt mai multe chestii, văd. A, am înțeles. Azi nu atunci. Pădri. Rade. Dacă, uite, când dă căutări, Deci a căutat românii Codrin Bradea și de 100 de ori pe... Ai Deci ce mai multe căutări de... Codrin Bradea sunt în Tulcea unde e... E statea mică. Dar fiți atenți aici frumusețe mare. În București căutări... Daniel Fovnu Aici cova, a Harghita și cu ova, înțeleg că sunt unguri. Ce caută ungurii Codrin? Evident în NARAD? Tu m un în Bihor să caute, nu NARAD De acolo e Codrin, uite, aici am mai căutat Conexie Steam Vimbradea, Stun Nu, în Bradea, no. caută românii Codrin. Să mai căutăm De cum cât au căutat românii porno Caută românii porno? Că nu caută românii porno, de ce vorbim? <gânt> în ultimele 12 luni. Ia, ia uite ce in inclusiv ungurii roștri. O, ce avem noi aici? Porotomito Uite, bă, ce caută românii, pe bulesit nu știu de cu manici da. Ianca Comanici. Ce treacu mai fi și asta? Las cu caut după episod. Interesant. Iau uite, mă. Ia lovița pe locul 4. Ăștia-s cetățenii mei. Caută românii. Aici au mai multe căutări? am mai puține. Tot așa. Uite, aici sunt mai puține. Ha, tot e ialubit, Astia Ăștia sunt ialubit, Nu, Bianca acum. S-o caut cu pasta ca scură și ne. Ce mă? Filme porno cu zoofil. Bă, români ești... 250... Mamă, 3450%. Fai de capul meu. Ce-am mai căutat? Sex. Cred că sunt mai multe căutări Tot pe acolo. Ba, nu mai e alubița. Ia uite, bă, covaz, da și harghita. Bine, sex e cuvânt internațional și de-aia. Sex... Păi asta, uite asta unde am eu. Sex education, că e serialul asta, sexul, o educație sexuală, da, căuta mai mult. Tăi. Au căutat românii futai. Au căutat futai. Dar mai mult așa prin vași și Muntenia, prin Ardeal mai puțin. Au alții. Ah, ia uite bă, ia lomița în top la căutări de genul. Acum ar trebui să fac o și să zic, întrețin eu statistica asta e căutări. <laughs> să vedem... Uh, morhab Porhub, a căutat românii Porhub. Să nu, ia uite. De mai ales în perioada asta în care s-a dat premium gratis cu izolarea. Nu... Ia lobița e pe primul e pe primul ăla că... Bă, eu v-am zis că eu întrețin statistica asta Fai... Bă, acum sunt curios o să vă credeți că zic asta Fai de capul meu Ia lovița pe primul ăla căutări de porham. Ia Lana Rhodes, pastoști Porno brand Iarăși... Ce trau... Bianca... Să înțeleg că e de la... Emisiunea asta e căcat... Bă, ce căută aici? Hai să nu mai căutăm buleale, ce să mai căutăm? Deci cu am dat teli uh, Telly. Ăștia mai pup Bă, ce ciudat. Vedeți, aici nu e în top. Aici nu e în top, -a Deci ca bă, stai interes, nu prea caută lumea. Cred că pe aici a scos melodie sau ceva. A urcat nimic. Și acum și în perioada asta tot așa, că a avut chestia asta cu liceu a urcat. Da? Ca Codrin. Pare că la codin erau mai sus. Da, uite, parcă la codin sunt mai așa. Interesant. Interesant. să vedem Five Gang. Din nou, iar uiți să aici, vedeți? Și ce mai? Deci, să înțeleg că în perioada asta au scos melodii. Ne au fost căutați așa, dar am văzut că nu prea sunt căutați care codine căutat constant și hai să mai căutăm. Da. Știți ce caută românii? Ce mai consumă lucruri de români? Banele, cât caută românii banele? Cred că, dați că vine acum o statistică. Aici, capul meu. Vai, trebuia să-i strici aici frumusețea. Să fie și ea lubița a? în top la de banele. Păi, băi, Giurgiu, Călăraj, Teleorban. Eh, zona asta mai... Mai bronzată, ca să zic așa. Da, deci județele din sus se caută manele în draci. Ce mai e pe aici? În vaslui mai mult ca oriunde în Moldova. Aia, vor și ei să danseze și ei. Bă, singurul lucru bun la Na, că ar ghita na că ăștia nu caută banele Ceva că în Ardeal puțin așa Dar hai să mor tu că în Dol și în mehedinți sunt mai puține căutări ca aici Hai totuși <laughs> Să recunoaști, mai trebuie să fie mai multe Și în Suceava nu mă mir să fie mai puține Acolo sunt multe formații de-astea micuțe de roc În Ardeal, na Aici, na, mai sunt oameni cu arciți, cu Păpremți, uh, cu slovaci, cu cehi, că mai sunt ăștia din Europa Centrală pe aici. Da, așa în cazul nostru în sud și în Moldova, în sud turci, în Moldova, moldoveni. Da, uite aici căutări. Taraf, căiță piticu, electric castle, că le-a cântat minune acolo. Mai bine de novel, ma. Radio Manele 2020. Foai de capul ce caută românii. Ce ar mai căuta românii așa, păi, hai să vedem. Rock. Caută românii rock? Nu cred că caută românii. Caută ro... Interesant. E, eh, uitați, vedeți, București, au căutat bucureștinii rock. Genii, prașovenii, în orașele astea mai faine, Ilfov, Sălaj. De dreac cu Sălajul, că nu știu pe ce-i Sălaj. De bine Sălaj pe o hartă. E ce? -s? Eu nu știu pe unde-i Sălajul. ăsta să Sălajul. Deci se cam poate observa că prin Ardeal și în București și în Constanța Zroacher de ebay Suntem căutări de Metallica ca când toată am trecut Metallica Metallica Dar românii Metallica au căutat mult când a avut concert atunci A scăzut interesul Deci asta e frumusețea bare Cele mai multe căutări de Metallica în București pentru că, na, acolo au cântat Din satul mare Interesant Dacă pe acolo ar fi mulți rockeri Hai să vedem uh, Hard Bass Dar România Hard Bass 0, 100, 0, 100, nu prea avem Roblox Cluj Vreau au căutat România nu hmm. mai pun niște actrițe. Deci acum, și în ultima perioadă Au urcat căutările Hai să vedem unde sunt cei mai Pânaci ca să zic așa Căutea bă Direct Vasului, lui Și teleorbar. Na, bucureștinii știu și e că sunt și alte actrițe. Mă, dar pentru broctele urba și vasului la biacăn. Am înțeles. Hai să din viol. Auto românii viol? Păi unde altundeva trebuia să fie în top? Vasluiul la viol. Tulcea văd că e foarte căutat violul. Acolo slipoveni sau cum dracu se spune. Slipovenii. Dar cred că și vă rușe. Ceau. Dar Harghita n-au căutat. Asta e cova asta, nu? Da. Harghita nu prea a căutat România. Lasă România acolo. Mor, n-au căutat ăștia viol. Cam Destul de interesant, aș putea spune, aceste statistici. Hai să căutăm acolo colo. Acum a căutat în perioada asta. Alba în Turcia. Mamă, sunt multe căutări de colon în alba, Iulie. Interesant așa. Ce termen să mai bac, nu mai știu. Tări. Slipnot. Caută românii Slipnot? Caută românii Slipnot. Cu... Da, multe județe nici nu prea au căutată. Deci evident, covas nu nimic. A, da, alba n-a căutat Slipknot. În Oltenia și Banat, înțeleg. Prin sud, pe aici, în acest se de ăștia Slipknot. Concert Budapesta, bilet, snaf. Ia bilet. Slipknot București, members România. Da, s-a dus dracu și pe... Yeah. Ia. Hai căutăm. PSD, cât caută oamenii PSD. Ba căutare. Da, pe aici sigur e mai căutat de mereu în zona asta. Ce avem? Pe primul loc, crești, că îți dai seama, să-i denigrezi. Da, sunt și votanți acum. Toată creștinii pe fire, ce bă. Teleorban. Și ultima căutare, Dragnea arestat. La domiciliu. Era un serial. De ceva? Tât. Ai fără arestat. Drag. Ne. Drag ne-a fost de vedem la pușcărie. Opa! A fost acodrin. Am la ce să mă uit. Ce alte căutări? În Teleorman, bineînțeles că doar oriunde altundeva unde unde-i dragne, Dragnea fără mustață. Pai de capul meu. Yeah. <laughs> unde au căutat ăștia Dragnea fără mustață cel mai mult? E. Da. Provizoriu așa câteva bucăți de țară. Mă rog. Uh, cam asta a fost videoclipul în care am făcut niște căutări pe Google. Să vedem ce caută românii noștri pe Google. Da, ce pot spune? Ialomițidii, caută pur, mache like, văd Vasuedii. Cine mai era pe acolo, manele în dragi? Asta. Îmi face ca idee, așa ca statistică Să deci, știu și eu cum e lumea. Bine, acum vă dați seama, nu toți cei din Vasului sunt bețivi și violatori, nu toți cei din Ialomița sunt youtuberi de succes. <laughs> în fine. Cam asta a fost videoclipul. a ieșit cam lung, dar sper că v-a plăcut. Eva, bauzi Data viitoare. Luați de aici un ceaules și adăpostiți-vă de căldură.